Pentru Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Athos din ziua de 12 iulie a devenit în anul 2021 zi de sărbătoare. Noi, începând cu 9 octombrie 2021, avem în biserica noastră, spre închinare, o icoană zugrăvită în Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Vatopedu, de un părinte care e prahovean de origine, din Urlați, părintele Iacob, unul din cei mai buni iconari din Sfântul Munte, și care ne-a zugrăvit icoana Maicii Domnului Prodromița, foarte frumoasă și este atât de asemănătoare originalului. Ne-am dorit foarte mult să o avem în biserica noastră, sunt foarte mulți credincioși care o iubesc pe Maica Domnului și iubesc icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Prodrom, cunoscută sub numele de icoana Maicii Domnului Prodromița. Icoana de la Ploiești a fost sfințită în octombrie 2021 și de atunci s-a decis ca pe 12 iulie să se organizeze și un hram de vară al lăcașului de cult. Cu acest prilej, credincioșii sunt așteptați miercuri la Sfânta Liturghie după vecernia de marți seară. Biserica Sfântul Vasile din Ploiești mai are două alte hramuri pe 1 și 30 ianuarie. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns, iată, și în perioada aceasta a verii și pentru noi sărbătoarea cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița e o mare bucurie și o împlinire că Dumnezeu ne-a ajutat, cum ne-am dorit de multă vreme, să fim împreună nu numai iarna, ci și vara, cinstindu-L pe Dumnezeu aici, în mijlocul comunității noastre și pe Maica Domnului, a cărei icoană e prezentă la noi. Reprezentanții Bisericii Sfântul Vasile au pregătit și pachete pentru cei care participă la hram.